Alcadienele sunt hidrocarburi nesaturate cu catena ciclică, bineînțeles, liniară sau ramificată și două legături duble în moleculă. Formula lor generală este CnH2n-2, denumirea se face absolut identic ca la alchene, numai că în loc de sufixul eno să avem sufixul diena și, bineînțeles, în loc de precizarea doar a unei legături duble, cum era în cazul alchenelor, pentru că ele aveau doar una, aici o să precizăm poziția ambelor legături. În funcție de poziția legăturilor duble una față de cealaltă, avem trei tipuri de alcadiene. Alcadiene cu duble legături cumulate, care au un atom de carbon comun, alcadiene cu duble legături conjugate, care sunt despărțite printr-o legătură simplă. Acestea sunt cele mai importante, deoarece multe dintre ele constituie materia primă pentru cauciucul sintetic, cum ar fi butadiena și izoprenul, și alcadiene cu duble legături izolate sau disjuncte, care sunt despărțite prin mai multe legături simple. Acum, izomerii sunt asemănători cu cei de la alchene și aici avem izomeri de poziție și de catenă și izomeri de funcțiune. Alcadienele sunt izomeri de funcțiune cu cicloalchenele și cu alchinele. Bineînțeles că aici apare și izomeria geometrică. Despre izomeria geometrică aș vrea să mai discutăm un pic. Izomeria geometrică apare la alcadiene atunci când una dintre legăturile duble sau ambele îndeplinesc condițiile pentru izomeria geometrică despre care am discutat la alchene. Și acum avem și aici mai multe cazuri, cazuri în care avem 2 izomeri geometrici, 3 sau 4. Luăm primul caz, alcadiena asta de aici o să încercăm să o și denumim. Avem 1, 2, 3, 4, 5 atomi de carbon, deci o să fie o pentadienă. Legăturile duble sunt la poziția 1 și 3, deci o să fie 1, 3, pentadienă. În cazul acestei alcadiene, avem izomerie geometrică numai în cazul celei de-a doua legături, deoarece prima legătură este legătură marginală, iar legăturile marginale nu prezintă izomerie geometrică. În primul caz, aici avem, fiindcă ăștia doi substanțe sunt de aceeași parte, să avem 1, 3, cis, pentadienă, iar aici, pentru că îi avem de parte și de alta, o să avem 1, 3, trans. Pentadienă. Da, deci precizăm aici pozițiile ambelor legături duble și scriem cis și trans în funcție numai de a doua, pentru că numai ea prezintă izomerie geometrică. Cazul cel de-al doilea. Aici avem de-a face cu o hexadienă. S-o și denumim, deci aici avem la poziția 2 și la poziția 4, deci o să fie 2, 4, hexadienă. Am desenat cele 4 posibilități pentru că avem izomerie geometrică la ambele legături duble, da? Și în primul caz avem substituenții de aceeași parte, deci o să fie 2 cis. De aici trebuia linie 2 cis, 4 cis, hexadienă. Da, deci aici, fiindcă avem izomerie geometrică la ambele legături, trebuie să spunem la fiecare dacă e cis sau trans. Pentru că pot să fie aici cis și aici trans, cum o să vedem mai încolo. Bun, în cazul ăsta avem substituenții de parte și de alte, deci o să avem 2 trans, 4 trans,
Hexadiena. Iar aici, la prima legătură avem cis și la a doua avem trans, deci o să fie 2 cis, 4 trans hexadiena. Iar aici avem trans și aici avem cis, deci o să fie 2 trans, 4 cis, hexadiena. Bun, doar că ultimii doi, ăștia de aici, sunt una și aceeași, au una și aceeași structură, numai că ăsta e întors invers, da? Deci dacă pe ăsta îl întoarcem invers, o să fie exact ca ăsta. Deci aici avem numai 3 izomeri geometrici, nu 4. Și acum să luăm și un caz în care avem 4. Aici o să avem o heptadienă. Să o și denumim. Deci am zis heptadienă, pentru că are 7 atomi de carbon. Avem legătura dublă la carbonul 2 și la carbonul 4, deci o să fie 2, 4, hepta, di, n. Și am desenat aici cele 4 variante de izomeri geometrici. În primul caz o să avem aici cis și aici cis, deci asta o să fie 2 cis, 4 cis, heptadienă. Aici avem prima legătură trans și la a doua trans, deci o să fie 2 trans, 4 trans heptadienă. Aici avem la prima legătură cis și la a doua trans, deci o să fie 2 cis, 4 trans heptadienă. Iar aici avem trans și cis, deci o să fie 2 trans, 4 cis, heptadienă. Da? Aici ultimii doi nu mai sunt identici cum era în cazul celălalt, deci o să avem 4 izomeri geometrici diferiți.